profesor universitar dr. Adrian Străinu Cercel. Bună dimineața! Medic primar boli infecțioase și știți deja managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, Matei Balci. Suntem într-o perioadă a boicotului, a controversei, a supărărilor de orice tip. Am avut o toamnă încărcată cu discuții legate de vaccin și ne-am trezit cu o gripă care a fost la un pas de a fi declarată pandemie. Ne-au liniștit cei de la... Epidemie. Ne-au liniștit cei de la Matei Balci în direct, vă aduceți aminte, acum ceva săptămâni. S-a ieșit de la microfonul Ministerului, s-au comunicat lucruri și cu toate astea lucruri, sau mă rog, cifrele, cel puțin pentru specialiști, sunt îngrijorătoare. Dacă 95% acum 10 ani dintre copiii României erau vaccinați, procentul a scăzut sub 80% conform ultimelor informații. De ce vaccinarea asta a ajuns, domnule profesor, așa o controversă? Pentru că sunt foarte multe persoane care nu au ce face. Și atunci vorbesc despre ce nu știu. Și ca să vă dau un simplu exemplu, este această carte. Aoleu! Greuță, mare. E măricuță, are în jur de 3 kg. Și la un moment dat m-am mutat dintr-un cartier al Bucureștiului în alt cartier al Bucureștiului și aveam niște cutii cum să facea un transport. A venit o echipă să mă ajute și m-au întrebat, domn doctor, ce dracu aveți în cutiile astea? Și am zis, cărți. Haoleu, fi la așa de abic. Eu sunt de cărat, eu sunt și de băgat în cap. Că, vedeți dumneavoastră, o carte de într-o specialitate în medicină, cam așa arată. Cam așa de groasă, e scrisă pe foiță și pe parte și pe alta. Da? Dumneavoastră spuneți în și sunt foarte multe informații. Foarte în stilul dumneavoastră caracteristică. Da. Îți trebuie mulți ani de școală ca să înțelege niște lucruri, dar mai ales ca să formulezi niște opinii. Categorii. Și atunci o serie de persoane care n-au avut ce face și s-au trezit dimineața că parcă au auzit ceva de vaccin, au zis, Saulu, ce fi auzit de vaccin? Neștiind despre ce e vorba, prima reacție a fost să fiu împotriva vaccinului, pentru că nu știu ce auzise. Și atunci și altul măsură de precauție. Eu i-aș ruga pe cei care vorbesc despre vaccinuri întâi să citească despre ele foarte atent, să le învețe, să vadă cât de bine au făcut aceste vaccinuri omenirii, să vadă că datorită acestor vaccinuri avem cel puțin o boală care este variola, care a fost eradicată pe Terra, un lucru fantastic. Și asta numai cu ajutorul vaccinului. Să mai afle în același timp că tehnologiile prin care se fac vaccinurile acum nu mai seamănă cu tehnologiile de acum 50 de ani. Sunt cu totul și cu totul alt, sunt pe material genetic, adică discutăm de science fiction. Fenomen, spun că pot duce la diferite afecțiuni, că nu sunt suficient de multe state, că a trecut o perioadă foarte scurtă de când vaccinul s-a lansat pe piață până el ar putea să aibă niște răspunsuri, niște variațiuni. Această problemă este una falsă și văd că acum se poartă fake news-urile de dimineață și până seara. Numai cu fake news-uri ne trezim, cu fake news-uri ne culcăm. Corect. De ce eu spun asta? Pentru că în momentul în care se ia decizia de către o companie să facă un vaccin, în spate există tone de studii care arată că acea proteină sau că acel antigen pe care folosim un vaccin este util ca să protejeze corpul uman împotriva unui agent infecțios. Despre rujeolă s-a vorbit foarte mult. Și despre rujeola vaccinul... este o cunoscută. Și noi făceam vaccin antirujeolic. Singura problemă pe care o aveam noi era că era un vaccin care a făcut multidoză. Trebuia să aduc 10 copii la dispensar ca să vaccinez din fila respectivă. Ceea ce în momentul de față, clar, nu se mai practică așa ceva. Sunt doze individualizate. Ce se întâmplă dacă nu-i vaccinăm? Dacă nu ne vaccinăm? Suntem la risc să facem boala și suntem la risc să ne prăpădim, adică să murim. De ce? Pentru că vaccinurile se fac împotriva acelor boli care au potențial de letalitate mare. Nu se face un vaccin împotriva unei angine, care astăzi o ai, mâine nu mai ai. Nu te omoară, nu îți dă o stare de disconfort, dar tot. În momentul în care vorbim de un agent infecțios care poate să genereze o boală care să asocieze după ea mortalitate mare, atunci se face vaccin. Uitați-vă la gripă. Am avut nu știu câte mii de cazuri de gripă, dar am avut aproape 180 de decese. Și am avut decese la persoanele care trebuiau să știe că trebuie să vaccineze în contextul în care toată lumea a spus.
cei care sunt obezi, cei care sunt cu diabet, cei care sunt cu boli cardiovasculare, cei care sunt cu afecțiuni pulmonare cronice, cu leziunea extrem nervos central, trebuie să se vaccineze. Asta o să vă spună și detractorii. Domnule, era un cumul de afecțiuni și de aia n-a murit de la gripă. Gripa doar i-a pus capac. Păi, dacă n-a murit de la gripă, dar gripa i-a pus capac, să vă dau așa un exemplu. Un pacient care este cu cardiopatie ischemică. Adică are niște coronare care sunt mai înfundate. Deci dacă are niște vase care sunt mai înfundate, sângele care va ajunge la inimă va fi mai puțin. Nu? Și atunci, oxigenul care ajunge la mușchiul inimii este mai puțin. Ce se întâmplă când facem gripă? Când facem gripă, facem febră. 39-40 de grade, un element. Ce face organismul ca să scadă temperatura? Păi pompează mai repede sânge, circulă în așa fel încât să ducă căldura la afară. Apa fiind un foarte bun transmițător. Dacă n-are oxigen, cu ce să meargă inimioara aia? Și atunci afară? Infarctul. E adevărat, avea cardiopatie ischemică, cronică, dureroasă sau nedureroasă, adică o comorbiditate, dar n-a avut înțelepciunea să se vaccineze de gripă, ca să nu facă gripă și să nu fie în situația în care să fie la risc să facă un infarct miocardic. Deci așa de simple sunt lucrurile. Am fost destul de atent la discuțiile și din mediul online și din cel televizionistic vis-a-vis de această problemă. Nu cred că vom găsi o soluție. Până la urmă suntem liberi să alegem așa cum suntem liberi să furnizăm informație, dacă ea este verificată și cumva adevărată. Adică da, nimeni nu ne ia libertatea cuvântului, dar a vorbi prostii înseamnă de se poate asumarea gândului respectiv, ori în multe cazuri lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Ce gândesc românii despre vaccinare? Cum s-au împărțit cele două tabere și cum cel puțin în mediul urban campania asta antivaccinare a luat o amploare nebănuită de noi acum un deceniu într-un material marca Neața realizat de Adina Lăcătuș. În ultimii ani, la nivel mondial, tot mai mulți părinți refuză să-și vaccineze copiii. Mișcarea antivaccină a ajuns și în România. Dacă acum un deceniu 95% dintre copiii erau vaccinați, proporția a ajuns la puțin peste 80%. Părinții sunt influențați de controversele privind presupusele reacții adverse ale vaccinurilor care au apărut în urma campaniilor antivaccinare de pe internet. Ce credeți că se refuză vaccinarea? Știu, probabil oamenii sunt reticenți din cauza acelor efecte adverse ale vaccinului, care, bineînțeles, nu se resimt la toată lumea. Eu am nepoței acum și mămicile lor nu i-au vaccinat. De ce credeți că refuză părinții să-și vaccineze copiii? Informația din ultima perioadă s-au documentat și au ajuns la concluzia aceasta. Poate pentru faptul că vaccinurile nu mai sunt făcute la Cantacuzino, pentru că sunt aduse de afară, pentru că sunt refuzate de multe țări care nu le folosesc și le trimit în Europa de Est, de frică, de teamă. În mod normal ar trebui vaccinați, dacă ar fi fost vaccinurile de la noi. În România, vaccinul cel mai refuzat de părinți este cel rujeolic, rubeolic, Orion. Iar cei care se opun acestui vaccin din schema obligatorie locuiesc în mare parte în mediul urban. Rujeola este o boală respiratorie severă, foarte contagioasă și uneori mortală. O persoană bolnavă poate infecta 9 din 10 persoane aflate în anturajul ei. De la momentul declanșării epidemiei de rujeolă, 62 de persoane și-au pierdut viața în România, iar numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 16.000. Tocmai l-am vaccinat acum. Da, sunt pro. Ce părere aveți de cei care refuză să-și vaccineze copiii? Din câte am citit și am auzit, sunt doar cei care nu sunt informați suficient. Lectura, oricine poate lectura, dar specialiștii spun cuvântul. Eu am un sugar de 8 luni și îl vaccinez regulat și este ok și mă bucur că este sănătos, este bine și vaccinul contează cel mai mult. Evident că și noi cei care ne vaccinăm copiii suntem îngrijorați, dar... Mă rog, riscurile sunt mai mari dacă nu-i vaccinăm. Numărul mare al îmbolnăvirilor de rujeolă a determinat autoritățile din Italia să ia măsuri drastice. Au introdus o lege care îi obligă pe părinți să-și imunizeze copiii pentru varicelă, poliomielită, rujeolă, oreion și rubeolă.
Astfel, din această primăvară, copiii care nu sunt vaccinați nu sunt primiți la școală, iar părinții amendați cu 500 de euro. Și Germania este la un pas să introducă vaccinarea obligatorie, asta după ce în urmă cu 2 ani țara s-a confruntat cu 1000 de îmbolnăviri de rujeolă și un deces. Organizația Mondială a Sănătății a declarat mișcarea antivaccinare una dintre cele mai mari amenințări la adresa umanității. Astfel, boli grave care au fost eradicate riscă să reapară în orice moment, susțin specialiștii. Sigur, ne uităm spre vest doar când ne convine. Când nu ne convine, nu ne mai uităm spre vest. Dom'le, țările occidentale, pe țările occidentale au avut mari probleme. 1000 de cazuri într-un an de rujeolă în Italia. Oamenii au vrut să reintroducă, chiar au reintrodus sistemul de vaccinare obligatorie. La noi mi-a spus că nu se mai poate face lucrul ăsta, că nu mai putem să decretăm lucruri, ci doar să... Noi putem să facem ce vrem noi, pentru că avem cap, avem pix, stilou, avem hârtie, oamenii le scriu, oamenii le schimbă. Nu e niciun fel de problemă. Cu o singură dorință, cu o singură problemă, să se dorească acest lucru. Eu spun în felul următor, în momentul în care o autoritate de sănătate publică ia decizia să introducă un vaccin în schema de imunizare, în programul național de imunizare, acea decizie este luată după ce comisie de specialitate toate, de boli infecțioase, de epidemiologie, de pediatrie, de neuropediatrie, etc., își spun cuvântul. Și după ce sunt studiate materiale, care sunt materiale de suport științific, aferente acelui tip de imunizare. După aia se ia decizia politică, că e o decizie politică, de a introduce în schema de imunizare națională un anumit vaccin. Deci sunt foarte multe furci ca ordine, nu numai una. Ori să vină cineva de pe stradă să spună, mai s-ar putea să fie o problemă cu asta. Cum adică s-ar putea să fie o problemă cu asta? Păi am auzit eu că e făcut nu știu pe unde. Cum spunea și doamna, că le vând nu știu pe unde satelit, deci pe urmă le aduc ca să le dea pe nu știu unde. Este fals. Aceste vaccinuri sunt făcute niște loturi. Loturi care au niște serii. Deci trasabilitatea vaccinului este cât se poate de clară din momentul în care a fost făcut într-o fabrică și până a fost injectat copilului, iar copilului pe carnețel îi se deslipește eticheta cu codul și seria respectivă și se atașează în calitul de vaccinare. Deci numai cine nu vrea să vadă aceste lucruri nu le vede. Ca atare să trezesc și vorbesc, că altceva mai bun n-au de făcut. Este chiar astăzi marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Autismului. Cei mai mulți spun asta. De la vaccin, riscul crește să aibă copilul. Dar nu ceva. Spun că medicul respectiv care a făcut articolul cu beleaua, ca să zic așa, a fost găsit ca fiind într-o situație crasă de conflict de interese și a fost dat afară din Colegiul Medicilor din Marea Britanie. A fost dat afară. Asta nu se mai spune. Deci a făcut o porcărie, da? A dat o informație totală eronată, un doctor, da? Care nu avea voie să facă nici prin jurământul lui Ipocrate și a dus sur rău umanității în următorii ani de zile fantastic de mare. Dacă vă uitați pe scorurile și pe graficile de vaccinare în Marea Britanie, o să vedeți cum s-a prăbușit de la vremea respectivă. Și au trebuit să recupereze în ultimii ani de zile prin tot felul de conferințe, de informare, etc. Indiferent de unde vine, ea tot manipulare este. Păi manipulare. Indiferent că este real news sau fake news, ea tot o formă de manipulare. Dar cei care aruncă astfel de zvonuri să se gândească la cei care s-au prăpădit. Și pe conștiința cui stau copiii ăștia care au murit de rujeolă. În niciun caz asta semnul de sănătate, pentru că sănătatea, semnul de sănătate le-a pus vaccinul la dispoziție. E foarte greu și nici măcar n-am intrat în subiect și totuși trebuie să tragem niște concluzii. E finalul intervenției. Ce puteți să le spuneți? În afară de apelul la vaccinare pe care știu că l-aveți în fiecare an. Eu le spun în felul următor. Eu mi-am vaccinat pe toți din familie. M-am vaccinat chiar și pe mine. Ceea ce, iată, e vorba de un doctor. Și că lumea trebuie să înțeleagă un singur lucru, sau mă rog două. Vaccinurile sunt sigure și eficiente. Faptul că există reacții adverse, există reacții adverse la absolut orice. De exemplu, iei o pastilă de acid acetil salicilic, faci hemoragie digestivă superioară și te-ai prăpădit. Câți nu iau
acel acetil salicilic în cursul unui an de zile. Își pune cineva problema? Și le mai spun un lucru. De exemplu, toată lumea are mașini, sau mă rog, majoritatea oamenilor au mașini. Mașinile au roți, roțile au cauciucuri. Știe cineva care este compoziția cauciucului de la mașină? Pentru iarnă și pentru vară? Interesează pe cineva? Nu. Dar a venit legiuitorul și a spus: până mâine vă schimbați cauciucurile cu cauciucuri de iarnă. Acum vine și ne spune: schimbați-le cu alea de vară. Și a pus cineva întrebarea: ce cu cauciucurile astea de iarnă și de vară? La ce folosesc ele în adevăratul sens al cuvântului? Și din ce sunt făcute? Nu. Și eu aud acum o tăzdaie că interesează care este compoziția vaccinului. Măi, să mă lași. Ai chiar așa? Și cum e produs? Păi du-te și du-te la fabrică, caută. Deci trebuie să noi vorbim. În loc să ne vedem de treabă, să mai facem un program, să mai vorbim cu unul, să spălăm un copilaș, să schimbăm un scutec, să facem niște chestii care sunt utile. Mai batem câmpii cu nonșalanță. Din vorbele astea s-a ajuns ca rata de vaccinare antigripală anul trecut să fie sub 20%. Cam asta ar fi concluzia. Noi suntem pasatori de portavoce. Dacă dorești să vorbești fără să faci tămbălău, căci nu suntem genul ăla de emisiune, poți să vii. Dacă poți să susții opinia, cu atât mai bine. Căci se vor găsi o grămadă de oameni să spună: de ce ați invitat, domne, un partizan al vaccinului? Pentru că ceilalți, încercând să ajungă aici, au preferat scena scandalului decât scena argumentelor logice și mai ales medicale. Și dacă îmi permiteți, doctorii au obligația să păstreze sănătatea. O mare deosebire. Vă mulțumim tare mult, domnul profesor Dr. Adrian Străinu Cercel. Ne întoarcem la Neața în ceva momente. Rămâi cu noi.